4. Caz total neobișnuit. Un culturist și-a dus la capăt promisiunea ciudată și s-a căsătorit cu propria păpușă gonflabilă. Sportivul pare că trăiește într-o lume paralelă. Pe contul său de Instagram, bărbatul a postat fotografii uluitoare de la nunta cu aleasa inimii sale, o simplă păpușă de plastic căreia i-a dat și un nume, Margo. Povestea relației bizare circulă de mult timp în spațiul online, dar mulți au crezut că este o simplă glumă menită să-i crească popularitatea. N-a fost însă așa, iar bărbatul a organizat o nuntă în toată regula, cu toate obiceiurile specifice, de la care n-au lipsit invitații. Anul trecut, într-un interviu acordat în presă, bărbatul a dezvăluit felul în care și-a cunoscut viitoarea soție. Ei bine, sportivul ar fi salvat-o pe păpușă dintr-un bar, într-un moment în care era tratată necorespunzător de un alt proprietar. De atunci a început adevărata nebunie, iar la finalul lui 2019 a avut loc și logodna, într-un cadru romantic. De asemenea, într-o altă postare pe Instagram, acesta și-a exprimat intenția de a deveni și părinte împreună cu Margo, relatează Sport.